În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Onoare precuvioși părinți, precuvioși părinți, părinți frați, iubiți credincioși și credincioase. Astăzi, Biserica sărbătorește praznicul tăierii împrejurii Domnului nostru Iisus Hristos. Este o taină lui Dumnezeu că venind în lume, Dumnezeu se supune celor ale firii. Iar Sfântul Efrem Sirul, comentând evenimentul de astăzi pe care Biserica îl celebrează, a tăierii împrejur, subliniază o anumită economie a lui Dumnezeu care vrea să arate că venirea în trupa Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos a fost reală. Deci nu a fost o închipuire, o nălucă, ci ea a fost adevărată. De fapt, timpul Crăciunului ne surprinde cu această taină extraordinară a lui Dumnezeu, că iată, El se face prunc. Și este o taină la care suntem chemați să reflectăm întâi de toate la smerenia Sa. El, Dumnezeu, desăvârșit se face om. Nimeni nu și-ar fi închipuit vreodată în Antichitate sau în perioada biblică a Vechiului Testament de o asemenea lucrare. Pentru filozofii greci, trecerea dintr-o fire în alta, adică dintr-o fire divină într-una umană, era moria, spune Apostolul Pavel, adică era nebunie. Dar iată că ne surprinde Iisus Hristos de Crăciun cu această taină extraordinară că El vine în Betleem și suntem chemați în timpul Crăciunului să reflectăm mai mult la El, la Dumnezeu, la Iisus pruncul și nu la noi. Pentru că am transformat atât praznicul nașterii cât și sărbătoarea anului nou într-o sărbătoare în care ne închinăm nouă. Suntem chemați să reflectăm la modul de a fi al lui Dumnezeu. Pentru că vedem Dumnezeu vine atât de aproape și ne surprinde că vine și se naște nu oriunde. Se naște într-o peșteră. Cum e cu putință ca un Dumnezeu să nu aibă loc în palatele lumii, să nu aibă loc într-un han al vremii, într-o casă de oaspeți sau într-o familie. Da, e lucrarea lui Dumnezeu care ne surprinde de Crăciun, ne surprinde prin nașterea Sa. Cine e smerit, încape oriunde. Cine nu e smerit, nu încape nicăieri. Suntem chemați să reflectăm la adânca smerenie a lui Dumnezeu care se naște într-o peșteră și care, iată, astăzi se supune și legii firii și legii poporului evreu, acceptând tăierea împrejur. S-a citit trei pericope pentru a surprinde bogăția acestei zile de 1 ianuarie. Și Evanghelia închinată tăierii împrejur vedem că face o trecere peste adolescența lui Iisus. Nu ne spune nimic Evanghelia. Și vedem deja aflându-se Iisus în templu cu familia la închinare, nu ne spune date despre adolescența Sa. Deci vedem cum Iisus vine în templu ca unul care este fiul al Tatălui, vine să vorbească în templul lui Dumnezeu, unde e cea mai adâncă prezență, cea mai sensibilă prezență a lui Dumnezeu în Vechiului Testament. O altă pericope care s-a citit este aceea de înainte prăznuire a botezului Său. Iarăși Iisus Hristos acceptă să fie botezat de Ioan pentru a se săvârși toată dreptatea. Încă o dată, adâncul nesondat de oameni al smereniei lui Dumnezeu. Acceptă să fie ca unui dintre păcătoși, deși El nu era cu păcat, ci era fără de păcat. El care a venit să ridice păcatele lumii. O a treia pericopă e închinată
Marele Sfânt de astăzi, Vasile cel Mare, care, da, a dormit în 1 ianuarie și biserica îl numea încă din secolul IV stâlp ecumenic al bisericii. Poate este cea mai înțeleaptă, cea mai educată personalitate a secolului IV dintre părinții bisericii. A fost un suflet care a luptat extraordinar de mult. Prin cugetul său, prin jertfa sa, prin asceza sa. A fost o persoană care a perseverat extraordinar în rugăciune. Chiar rugăciunea sa a fost o adevărată luptă. Cumva se împlinește sau s-a împlinit cu Vasile cel Mare ceea ce spunea Sfântul Ioan Damaschin peste câteva veacuri, că rugăciunea ine stetichi dinamichi theomachia, adică rugăciunea este o lucrare, chiar o luptă pozitivă și dinamică în care eu îi cer ceva lui Dumnezeu. Din seva, din puterea, din izvorul comunii cu Dumnezeu al Sfântului Vasile cel Mare a ieșit și puterile sale care le-a avut de a scrie rugăciunea, de a așeza și a face o rânduială a rugăciunii și până și rânduiala psaltirii care o avem astăzi, ni se datorează Sfântului Vasile. Tot datorită lui avem și mare parte rugăciunile care sunt ca sorginte închinate cinzecimii, care se citesc în praznicul rosarilor. Iar unele ale din cunoscutele sale rugăciuni sunt și exorcismele sale. Deci totul venea dintr-o putere extraordinară a Sfântului Vasile, care credea că rugăciunea e putere, dar nu era nepăsător. A fost numit un înțelept grec, dar cu practică romană în acea vreme, pentru că era foarte activ, foarte dinamic și își făcea datoria ca păstor. Chiar Evanghelia care s-a închinat lui astăzi, Evanghelia Bunului Păstor, ca prototip al adevăratului ierarh, adevăratului păstor, s-a potrivit întru totul figuri extraordinare, care a fost Sfântul Vasile cel Mare, care a fost un suflet în care a încheput toată lumea, a avut durere față de orice biserică locală, față de orice neajuns, față de calamități, față de amestecul politicului în viața bisericii și a fost printre puține părinți care au avut curaj să înfrunte cu adevărat un împărat al vremii care a cerut să schimbe credința ortodoxă, pentru că și în vremea aceea, deși Arie a fost biruit, datorită impactului politicului în viața Imperiului, credința ariană a revenit în Imperiu. Și în fața lui Modest, guvernatorul regiunii, care a venit să-i ceară cu măreția lui Vasile să renunțe la credința sa, Vasile a replicat într-un dialog o frază foarte măreață: cum toți episcopii mi se supun mie și ascultă de credința împăratului. Iar Vasile replică: poate până acum nu ai întâlnit un episcop adevărat. Vasile a fost un suflet în care s-a cuprins întreaga lume. Liturghia care am săvârșit-o astăzi are în centru ei o anafora care cuprinde întregul univers, omul, problemele lui, adâncul cugetării, economiei lui Dumnezeu cu noi. Când citești această rugăciune, nici nu ai putere să mai predici. Atât de adâncă e rugăciunea anaforală Sfântului Vasile cel Mare. Și ceea ce îmi reține acum adâncul acestei reflexii teologice a economiei lui Dumnezeu cu noi e o frază în care Vasile cel Mare spune despre el: nimic bine n-am făcut pe pământ. Ce prototip și al smereniei a fost Vasile cel Mare. Având în vedere că el a cuprins întreaga eparhie, o eparhie foarte întinsă, Cezarea Capadociei, dar a cuprins-o cu inima, s-a străduit să înființeze primele spitale ale vremii, care sunt o anticipare a institutelor spitalicești
ajutorarea bolnavilor. Basiliada, cum a numit-o el, sau cum a numit-o posteritatea, era conform lui Grigore, teologul, un oraș al milostivirii. Nu era numai o simplă mănăstire, ci era și un complex de așezăminte sociale în care se îngrijeau cei bolnavi, în care însuși Vasile cel Mare punea mâna pe leproși. Filantropia e una cu credința, filantropia e una cu iubirea, pentru că arătând filantropie, biserica arată că trăiește credința. O biserică care nu e filantropă, un păstor care nu e filantrop, nu trăiește etosul credinței. De aceea Vasile este atât de mare și încă din timpul vieții sale, Grigore teologul l-a numit mare, dată unei putere extraordinare de a se dărui, de a se jertfi, de a posti foarte aspru, de a se ruga toată ziua, iar noaptea petrecea în psaltire pe de rost. Sunt foarte multe din cugetările sale și în teologie, dar o reflexie rămâne primară și pentru tot primul mileniu e faptul că el a înțeles pe Dumnezeu ca comuniune. Dacă până la el Aristotel spunea că omul este on politikon, adică ființă socială, dacă alții înțelegeau, alți părinți, Atanasie cel Mare, de exemplu, îl vedea pe om on logikon, ființă logică, ființă rațională, Vasile îl vede on comunikon, om al comuniunii, iar modelul în toate este Sfânta Treime. Biserica este spațiul comuniunii, comunii Sfintei Treimi și a comunii Sfintei Treimi cu noi. De aceea, acest etos al comuniunii Vasile l-a întipărit din liturghie în afară. Pentru că totul trebuie să convergă din afară spre liturghie, iar puterea, harul și lucrarea liturghiei trebuie să se extinde în afară. Acest duc al comuniunii l-a dus pe Vasile cel Mare când a înființat viața chinovială pe argumentul că omul este o ființă a comuniunii. De aceea el nu a fost un scriitor al monahismului anagiorit, pusnicesc, ci al vieții chinoviale. Și în chinovie am pus acest principiu al comuniunii, al slujirii, al dăruirii, până și starețul, conform regulii Vasile cel Mare, e un părinte al comuniunii, care e chemat să păsească testamentul comuniunii într-o viață chinovială. Lucrurile acestea sunt foarte importante, pentru că astăzi s-a atomizat viața creștină, trăim foarte individual până și în mănăstire, și am pierdut Duhul Comuniunii, care e fundamentul vieții bisericii și vieții monahale a răsăritului. Vasile cel Mare a fost apoi mare părinte care a avut deschidere și putere de a dialoga cu cultura vremii. Sunt cunoscute foarte multe lucrări ale sale, a citat, dar lucrarea către tine, care a fost, după viața Sfântului Antonio de Atanasie cel Mare, cea mai cunoscută lucrare în Antichitatea Creștină, dar care în Renaștere, în Evul Mediu, a fost cea mai tipărită lucrare în Italia, Germania, Olanda, pentru că în ea este o adevărată capodoperă a înțelepciunii în care Vasile îndeamnă pe un tânăr cum și ce trebuie să ia din cultura vremii, din realitatea vieții de zi cu zi. Pe criteriul tot ce corespunde adevărului și tot ceea ce este de folos. De aceea el îndemna pe tineri să fie ca o albină care atunci când se pune pe o floare nu ia totul de acolo decât ceea ce e nevoie, adică nectarul. Îndemna pe tineri din vremea lui atunci când intră în dialog, în confruntare, în întâlnire, în relaționare cu cultura vremii, cu elenismul, să ia de acolo doar ceea ce are nevoie, adică ceea ce corespunde
cu adevărul. Suntem într-un nou an, un nou an care fiecare dintre noi îl trăim cu nădejde, dar nădejdea este și o virtute a comuniunii și totdeauna nădejdea care o avem, o dăm și celorlalți, că aceasta e menirea unui început de an, facă ca bunul Dumnezeu pentru iubirea de oameni, a Sfinților Părinți care au avut împăstorirea lor, ca exemplu Sfântul Vasile cel Mare, să ne poartă rugăciunile lor și Dumnezeu și Sfântul Ioan Botezătorul, martor imediat al botezului Domnului, să reverse o picătură din harul rugăciunilor lor peste noi și peste familiile noastre. Amin.